Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas Multiplayer-ul pe serverul orangebugged.ro. Fraților, ce vreau să vă arăt în acest episod, ce vreau să vă zic, este că în mulți mă întrebați, bă frate, cum îți schimb skin-ul, că am înțeles că ai skin changer pe Sam. Da frate, am skin changer pe Sam, pe modurile lui Tibi. Deci vreau să vă zic ce skin 2, de exemplu, uite, îmi pun al doilea skin, vedeți? Ce skin 2 și ne pun al doilea 25-lea skin. Deci care e faza aici? Intrați pe moduri.ro, este cum ar veni făcut de Tibi, o stat de Tibi chestia, așa, deci site-ul lui Tibi cum ar veni. Și acolo aveți toate modurile, vă luați acolo, vă găsiți acolo mod de schimba skin-ul sau ceva de genul și ăla este. Deci după aia vă arată acolo tutorial cum să vi-l instalați, deci sper că s-a terminat cu întrebările de genul ce skin, așa, și eu folosesc skin-ul 246, adică ăsta. Da, pot să-mi bag și 250 și skin-ul 3 care e al lui Tibi, deci pot să-mi bag practic orice skin. Eu să-mi bag 246 sau ia 247 cum e. 248. Tot același skin? Pot să mă practic ce skin vreau eu. Practic nimeni nu mă oprește. Ok, o să-mi las skin-ul ăsta. Ce vreau să facem în acest episod este să... Ce facem ăsta aici? Bă. Da, e ok. E și ID 86. Ok. Ok, deja am și o nevoie de key de la un vehicul. Dar nu știu ce vehicul. Ok. Bă, ai... Da, e ok. Ea și mie cineva, okay, că și o domnișoară, domnișoară și wow, ce să nu ți-am ești nebun. Da, mă, ce te de una ești, mă. Dai tu de mâine, fraiere. Fraiere, fraiere, dă el de mâine acolo. Ce facem ăla? Ok, uite, avem un bike aici. Merge, merge asta, poți să sar cu el? Mai mult aș vrea bike-ul ăsta sau, tot așa, ia, sau e tot același lucru. E tot același joc, o să-l iau pe ăsta. Fără site. Yo, adică fără site. Ok. Asta o să ne facă treaba ușoară pentru că știu unde să-l ascund ca să nu îl găsiți voi. Voi cei care vă... Slash put helmet. Așa. Ca să-l ascunde cei... Abonați la canal care știe unde l-a ascuns, asta e foarte nasol, că ieri a venit cineva și mi-a furat fix de unde l-am ascuns eu motorul. Doamne, ce nebuni. Ce faci? Bagi în mine, cum îți permiți? Da, mă, și imediat vine noiembrie, vine decembrie, vine anul nou, ce să zic. A trecut încă un an degeaba care am făcut pe YouTube. Treabă bună, ne-am apucat de seria asta de Sam, care sincer nu regret. E joc vechi, într-adevăr. Unii zic că e joc de căcat. Bă, frate, dar anul ăsta m-am apucat de seria asta și o să o țin cât o fi nevoie, frate. Cât o fi nevoie. Stați, nu-mi pic, că trebuie să ne luăm avânt aici. Bine, frate, că am urcat-o. Ok. O să o lăsăm aici. Aici e ascunzătoarea mea. O să dăm un slash remove helmet. Cum era mă? Așa. Slash ce skin 299, știu că e ala cu geacă, nu? Da, ăsta e. 298, 297. Astea, ăștia se, de exemplu, asta e gagicalul ăla din GTA 3. Și ăsta e ăla din GTA 3, vedeți? 245, 246. Ah, asta l-am deja. Doamne, să-i afro de la... Să las 21 minute, că asta arată frumos. Ok. Deci v-am zis și cum să vă instalați modurile, deci sper să încetez aici întrebările, că nu știu ce, cum îmi bag și eu modurile, cum nu știu ce, frate, v-am zis cum vi le băgați acum, dacă sunteți de aia care nu înțelegeți, asta e, cât avem jucat, 681, perfect. Da, și, da, v-am zis, m-am lăsat de blue, nu mai joc pe blue, nu mai am nicio treabă cu blue, deci asta rămâne stabilit, blue nu mai e de mine, eu nu mai zic de blue, nimic, gata, pa. Deci nu mă mai băzâiesc la cap, bă, frate, când mai intri pe blue, pentru că, da, vin mulți pe scaine, zic, bă, frate, când mai intri pe blue, nu știu ce. V-am zis, o să joc pe orange de acum încolo și aia e. Acum că mai intru din când în când așa... Să filmez un episod la nu știu cât timp, asta e așa de plictiseală când nu am ce face pe Orange sau când am un jail pe Orange sau chestii de genul, știți că eu sunt de la care face DM, deși mai probabil o să am jail de câteva ori. Oh my! Goiță, s-o cam dus ăla. Dup. Ai 249, e de la cu level 1, cred că.
Level 3, clar. Ok, bine, eu am tot același level, dar eu am, a, nu stați mă, ID Raul 2K. Am level 2 mai puțin, dar totuși, frate, eu am jucat și joc și na, nu video ăla se bagă în mine, e clar. Putea să se ferească măcar. Nu să vină să se bage în mine, da, mă rog. Na, și văd că mi-a place foarte mult seria asta așa de sub, zilnic, pentru că na, și mie îmi place jocul ăsta și o să postez până, ofi, până nu vă mai place. Dar oricum, seria asta o să țină ceva, o să țină foarte mult seria asta de sound, așa că, na, bucurați-vă de episoade zilnice, nu există zi în care să nu fie episod. Gândiți-vă la chestia asta, cum să nu există zi în care să nu fie un episod de sound, adică alții postează odată la 2 zile, odată la 3 zile, gen Awake, nu cred că postează în fiecare zi, postează Awake în fiecare zi? Nu, cred că postează Awake în fiecare zi. Nu cred, nu știu, nu mă uit la el foarte des, o să mă uit după aia și să mă informez dacă greșesc. Dar știu că eu filmez foarte multe episoade zilnice. Doamne zilnice, așa pe zi, pentru un joc care e mai vechi și na, până la urmă, filmează destul de mult. Ce avem? Awake pe server? Nu e Awake pe server, mamă. Awake. Vroiam să... Bine, o să fac o aplicație pentru PD și Awake, cum e de treabă, o să-i zic. Na, o să fiu de treabă și nu sunt eu de la care... zrata de la care joacă de două zile să am și chestii de genul. Adică nu că o să-i zic, dar o să vadă și el că până la urmă dacă n-am nicio sancțiune și am level 15-16, o să vadă și el, frate, uite, ăsta e calul meu, până la mea. Și o să mai au sancțiuni cum am fost pe Blue de mi-am luat ban 3 zile, nu știu ce, alea, nu, o să încerc să nu mai fac prostii, să fiu băiat bun și... Bă, ce-a făcut, bă? Doamne, am luat fă din greșeală. De bine, unde am luat din bebe? Deci, depinde pentru ce motiv. La unele motive este o avertizare, iar a doua abatere va fi ban. Da. Nu știu cum se face născut, că atunci participă la un interviu luat de Harry Potter. Mamă! O să iau șos, filmez când o să iau, când o să-mi ia interviu cineva. Chiar aș vrea să-mi ia cineva interviu. O să mă duc și eu la interviu, dar mai încolo. Poate de episodul 100 special o să fac chestia asta. Bine, episodul 100 special o să fie mai special decât că o să-mi iau interviu de la un reporter. O să fie special deoarece o să fie episod de o oră. V-am zis de acum că știți că eu de la care nu pot să țin secretele. Nu, frate, va fi episod de o oră. Episodul 100 din SAM va fi episod de o oră. Sau de jumătate. Nu, de jumătate de oră nu. De o oră, frate. O episod de o oră, eu zic că e suficient, extra suficient chiar. Pentru, na, mi-a furat la bicicletă, așa e, nu, mi-a furat-o. Acum nu știu cum o să mă mai urc eu pe burgerul ăsta. Hai că e mașina ăsta, ne salvează. Da, deci... Am mă nu picat, te rog. Așa. Deci m-am zis episod de o oră, cel mai probabil episod 100 și episodul 200 de 2 ore și episodul 300 de 3 ore. Tot așa, tot așa. Bine, deja de la episodul... Ce face frate ăsta? Deja de la episodul 200 cred că o să fac live stream, nu stau eu 2 ore. După aia să stau 10 ore drept la ploa, dar nu. Că na, în calitate 1080p60fps-uri, aaa, e acolo polițist, nu e polițist. Ok, am crezut că ăsta e polițist și am vrut să-mi pun helmetul. Deci da, practic, v-am zis, am avut serie mai veche de SAM, da, am avut o serie de SAM de vreo 200 și ceva de episoade, dar am zis, frate, joc vechi. Deci am zis acum un an și ceva că e joc vechi și acum m-am apucat din nou de serie, deci asta îmi place. Și na, pana mea. Sper că o să vă placă și vouă. Ai mă, dă-i. Și da, mă, eu sunt în pană, nu, sunt în pană de idei, nu știu ce moduri să-mi bag pe sau așa că zați și voi în comentarii idei de moduri. De HUD, vreau, mă interesează pe mine cel mai mult de HUD, pentru că, uite, nu mai-mi place deja mapa aia, minimap-ul ăla, deja, nu știu, nu mai-mi place mie, e urât, ah, ok, frumos. E urât, nu mai-mi place mie și, na, am zis, frate, dați și mie ceva. Moduri pe acolo, adică nu, da, nici voi așa idei, gen Robert Towerful pe ăla, dar bă, ăla dacă aș putea să mi-l bag, mi-ar place cel mai mult, dar nu pot să mi-l bag, nu merge să mi-l bag și asta mă enervează cel mai mult. Adică nu că nu merge să mi-l bag, dar încerc să mi-l bag și după aceea când intru de creșteau, frumos. Și pur și simplu, nu vrea el să se bage. Băiatul, stai că-ți fai mare troll și ți urc bicicleta acolo. Cum schimba alergatul? Folosește comanda Padmove și încearcă. Da, Padmove e cam abuz deja de
De ore, poți să lași pedmovul să ți niște singur și na, hai că nu stau acum ca un distrus să urc la asta bicicleta. Na, mă rog, cam asta v-am zis eu că o să decurgă, eu nu sunt gelat să țin secrete, nu, frate. Nu, ce mă, eu secrete, ne. Și la ziua de naștere la 1, păi mie, de exemplu, dacă nici unul, bă, ține secret, că facem surpriză la ăla, de unde? Mă duc la casă și zic, bă, frate, vezi că vrea să-ți facă ăla așa. La ce profil ești sau ți-ar plăcea să studiezi în viitor? Ce te atrage la acest profil? Ba, mamă, ce întrebări e bună, e școală de recos, ai joc video și care sunt cele mai certate între ele, adică ură, profesorii urăsc jocurile video și voi ziceți de chestii genul, fai de capul o să mă ne. Da, mă. Don un joint, un joinit, was kicked by admin boot for being AFK for more than 30 de minute. E bine, frate. Că stau zilnic în fața PC-ului, cred că în domeniul IT. Bă, cam asta ar fi și eu, informatică, ceva. După câte zile ia statul bizul, dacă nu ești intrat, dacă cei ce au sub 10 ore încadrate în ultimele 60 de zile vor pierde proprietățile. Bă, asta mi se și pare corect. Bine, eu m-am apucat de Samp, de Orange, acum o săptămână și am jucat câte ore? 3 ore, 89, dar astea 3 ore, 89, le-am jucat gen așa, într-o zi, cred că, pentru că să calculăm așa din asta o săptămână de când mi-am făcut contul, cred că maxim o zi am jucat, deci nu e, na, nu sunt, nu știu ce. Ai nevoie de minim level 10 și prejucat în ultima și o aplicație în pocket într-o mafie, mă? Că pe Blue era... Hai, slash dog, nu? A, pot să dezactivez, dar nu vreau. Care este motoul tot de și te-a făcut să-l alegi? Interesantă întrebare, dar nu m-am gândit la chestia asta. Niciodată nu m-am gândit la chestia asta, la motul meu, frate. Nu, nimic nu este imposibil. Sau și asta, chiar nimic nu e imposibil până la urmă. De exemplu, mie mi se părea imposibil să ajung la suma de 3900 de abonați și uite că am ajuns. Când serverul este 1000 din 1000, adică full. Ce, frate, unde te duci? Când serverul este 1000 din 1000. Full primești kick după 110 de minute. Faza este că serverul ăsta nu a ajuns la nimeni, cred că nu ajunge nici când face wake. Vai pe el. Adică la ora asta 512 player și acum pe plus 900 coaie. Dar nu contează, până la urmă e ca lumea serverul. E mai bine făcut decât Blue. Acolo pe Blue nu mai pile, nu mai prost. Nu-mi place mie Blue, frate. V-am zis, nu mai pile, nu mai dalea, dalea și nu. Nu stiu cu de-astea. Hai să vedem că ajungem și noi repede și încheiem și noi filmarea. Ai, mai mergi mai repede. Ce obiectiv tu interesează să vizitezi în acesta? Eu nu știu niciunul. Ar vrea să vizitez în poemei mei facțiunea ale SPD sau taxi lăsă. Mai bine taxi, frate. Hai că merg și eu la bancă să-mi depozitez bănuții ăștia care am făcut. Stai, slash locations. Los Santos Bank. 199 de metri. Hai să mergem. A, perfect, era aici. Aici la CNN, cu aia, dar la CNN. Hai, cum mergem acum, ce să-i facem? Sărim pe aici, pac. Trebuie să nu mi-o fure nimeni, că dacă mi-o fură careva, slash, depozit 300, 295.000. Your account balance is now 300 de mii și mai rămân cu 11 lei. E bine. Ok, ah!
Oh, ce-o să la parbole, zici nebun? Ok. Slash home. Și mergem. Acasă. Ce-am făcut? Oh, nice. Am ieșit, am dat joc în bară. Frumos. Ok. Hai să mergem acasă. Da, mă, și încerc să fac setări la calitatea video. Știu că este foarte mare, știu că e 1080p. Ce? Știu că este 1080p60fps ori fiecare videoclip de alea, dar încă mai lucrez la bitrate. Acum bitrate-ul e în momentul dat aproape la maxim, dar face videoclipurile foarte mari și n-are rost să mi le facă foarte mari, că stau, de exemplu, la episodul ăsta o să stau cam o oră la upload. Nu știu cum să vă zic chestia asta, deci da, mi le face gen 10-15 giga un episod cu aia, adică o oră la upload, cam așa ceva. Mă rog, orice pentru voi, fraților, stau și 10 ore la upload dacă e nevoie. Nu mai mult de 10, ok? Da, deci și 10... da. Deci, sper că v-a plăcut, da, sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut acest episod de Sump. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe la acest canal. Slash... Stația, uite-l mă acolo, tăriste de cam bancă, foarte frumos arată, mă rog. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal și ne vedem data viitoare. Bye, bye!